Dragă și-a pus traie de sărbătoare. Întoarcerea păsărilor călătoare ne bucură nespus. Aerul este înmiresmat de parfumul plăcut al florilor proaspăt înflorite. Frumusețea pomilor înfloriți ne sporește bucuria și mulțumirea din suflet. Adinuțele harnice aleargă încoace și încolo să-și umple coșulețele cu pulberea de aur. Casele curățătorilor sunt curate și frumos gătite, dar toate acestea ar fi lipsite de farmec dacă nu ne-am amintit de patimile și moartea Domnului Iisus Hristos, dacă nu am aude că este viu și înălțat la cer, de unde sperăm să se întoarcă în curând. În grup de ele de la școala Petru Rare, prin Hârlău, îndrumat de doamna profesor Mihăuș Pietronica, susținut și de doamna director educativă Alexia Oana, de Catedra de Limbă și Literatura Română, de Biblioteca Școlii, găduiți cu drag de Casa de Cultură a orașului Hârlău, vă invită, vă prezintă programul și s-a răstignit pentru noi. Prin cele mai vioase cântece, prin versuri minunate și printr-o scenetă deosebită. Încercăm să transmitem puțin din câte am durat Domnul pentru noi. Vă dorim o ședere plăcută. Datora Andrea, că putea așa avea mii de flori la pețărea, iar din urmul dat voios cântă slavă lui Hristos. Ascultați cum cântă acum slavă Domnului cel bun, deși noi să ne unim și pe Domnul să-L mărim. Prin păduri dumneavoastră câmpii, multe glasuri de câmpii și cântă azi în goală slavă Bunului Păstor. Cum e și pe pământ, slavă Tată de Cesul. Mă vină în jurul meu, să văd pe Bunul Dumnezeu, cum bate florilor, vin din resne și culori, strigă cea ferice, Domnul fie prea mărit. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți pe cer pe când se
Îi ia el, iată că el s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați Galilei, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. După înviere, într-o ocazie, Domnul Iisus a venit la ucenirea pentru a demonstra și lui Toma că este viu. Cu acel prilej s-a ferit la noi. Cei care au trebuit să vedem fără să avem posibilitatea pe care a avut-o Toma de a pune degetul în palma străpunsă și în coasta care a fost în străpunsă cu sulița. În Sfânta Evanghelie după Ioan scrie, apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul în coace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus: pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce m-au văzut și au crezut. Acum este încă vremea credinței. Acum încă trăim prin credință, până vom putea trăi prin vedere la revenirea sa. Acum încă trăim cu speranța că Domnul se va întoarce și ne va da în dar viața veșnică, iar moartea nu va mai exista. Nu va mai fi nici dureri, nici întristare, nici suspin. Toți cei credincioși vor fi așezați din nori în raiul răscumpărat, de unde au fost alungați prironiți noștri Adam și Eva, datorită neascultării. Acum este vremea când trebuie să învățăm lecția dragostei față de Dumnezeu și față de semeni. Dumnezeu, Domnul Iisus va veni cu siguranță, însă când era încă pe pământ, se întreba. În Sfânta Evanghelie după Luca stă scris: dar când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ? În așteptarea revenirii Domnului Hristos, după cum a promis și pentru întâlnirea credinței noastre, dorim să ne amintim cât a îndurat din dragoste pentru noi. Eu aici o văzut.
cel bun, că își îngrijește cu drag turma, cu duce unde este hrană din sud, cu adăpă la timp, cu apă de dușman. Dacă se întâmplă ca vâna să se rătăcească, le pune la altă poste cele rămase și merge să o caute pe cea pierdută. Și când o găsește, nu o găsește. Și o ia în brațe, cu cercetează, îi leagă lorile, îi îndepărtează scoiezii și o mânie. Grădina Ghețimane, unde Dumnezeu Iisus, Domnul Iisus s-a rugat și transpirat de apoi, anestecată cu sânge și apoi pe cruce, unde și-a dat viața, ca noi să putem avea din nou viață veșnică. Când iar va să vină, profetul Isaia a scris în 1500 de ani în urmă, întâi de jertfa Domnului Iisus, dar el era stăpân pentru păcatele noastre. Zadarnic pentru zdrobit pentru călătoriile noastre. Pedeapsa care nu ne dă pace, a căzut peste el și prin rănile lor suntem încămăduiți noi. Rătăceam toți ca niște oi pe care își vedea pe drumul lui, dar Dumnezeu a făcut să cadă asupra lui nelegiuirile noastre a tuturor. Când am fost chinuit și mi-a putut la deschidura deloc, ca un miel pe care îl ducem la măcelărie și ca o oaie mută înainte celor ce o pun. N-a deschis gura. Isaia, Cartea cele și vei, versetele 5-7. Omenirea era oaia rătăcită și pentru a ne salva Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat de la Duhul Sfânt și s-a făcut om. Singurul om fără de păcat, ca să cădească păcatul neascultării, viața sa, căci este scris ca plata păcatului este moarte. Când Adam și Eva au mâncat din fructul omului, trebuia să moară, dar în locul lor a murit animalul din care Dumnezeu l-a făcut, haine din piele, în locul hainelor din multe, făcute de ei. După ce au fost dezbrăcați de slava cerească datorită neascultării. Deși au păcătuit și meritau moartea, a murit altcineva în locul lor. Dumnezeu a fost nevoit să poată din rai, din grădina Edenului, dar mai întâi de plecarea lui, l-a spus că să pregătească un plan de mântuire, de salvare, de aducere înapoi prin jertfa singurului său fiu în locul omului păcătos. De aceea Ioan Botezătorul a avântat spre Domnul Iisus când venea la Iordan pentru a fi botezat și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. Cu alte cuvinte, iată pe cine Dumnezeu la 100 de ani. La un moment dat, Dumnezeu i-a încercat credința cerului să cerpească pe Isaac, pe care atât de mult le-a dorit și pe care îl iubea ca ochii din casă. Dar dragostea lui Avram pentru Dumnezeu era mult mai mare decât dragostea sa pentru acel singur fiu. El a hotărât să facă ceea ce cerul Dumnezeu, numai că Domnul le-a oprit, oferindu-i pentru jertfă un miel încurcat într-un crufiș. Cu acel prilej, Dumnezeu i-a amintit lui Avram planul de mântuire prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Urmașii lui Avram au format poporul lui Dumnezeu, prin care el le amintea ce a promis că va face pentru salvarea omului. Poporul lui Dumnezeu era condus direct de Dumnezeu și binecuvântat de el. Dar uneori poporul se abătea și nu asculta glasul Domnului. Atunci era nevoit să îngăduie foamete necazul. Iosif, strănepotea lui Avram, a fost vândut de frații lui și dus în Egipt, unde din sclav ajunge prim ministrul lui Faraon. El nu se răzbună pe frații săi, ci își aduce toată familia în Egipt. Poporul s-a înmulțit, egiptenilor le era frică de ei și au poruncit uciderea crucilor de parte bărbătească la naștere. Moise scapă datorită dragostei părinților și încrederii în Dumnezeu. El a fost ținut ascuns după naștere, apoi a fost pus într-un coșuleț de papură, dat cu smoală pe care l-au așezat între creștii, unde fica lui Faraon obișnuia să facă bani.
Ea găsește copilul, îl adoptă, caută pentru el o doică. Sora lui Moise era pe acolo și a recomandat-o chiar pe mama sa, care urma să fie plătită pentru a-l adopta și pentru a-l crește pe Moise. Astfel, copilul este adus din nou în casa părintească, până când avea să fie înțercat. Moise a fost ales de Dumnezeu să ducă poporul din Egipt înapoi în Canaan. Dar Faraon nu-i lăsa să plece. Dumnezeu a trebuit să intervină prin mai multe pedepse, dintre care ultima era cumplită. Moartea tuturor copiilor întâi născuți, deoarece aceasta trebuia adusă la îndeplinire de către un înger. Copiii lui Dumnezeu au fost învățați să taie un miel și cu sângele lui să ungă ușor casei. Îngerul trecea peste casa a cărei uși era unși cu sânge. De la cuvântul pe Paște, peste provine cuvântul Paște. Numai că în casa peste care trecea îngerul, rămânea în viață copilul cel mai mare. Când Faraon și toți egiptenii jeleau copiii, copiii lui Dumnezeu au putut pleca din Egipt. Apoi au trecut Marea Roșie, care ca pe uscat, îndepărtându-se spre țara lor. De aici este obiceiul de a tăia miel la Paște. Așa cum Moise și-a scos poporul din robia egipteană și Domnul Fierul lui Dumnezeu, prin sângele său, ne vindecă eliberându-ne din robia păcatului. În fiecare an, poporul lui Dumnezeu sărbătorește ieșirea din Egipt, obișnuind să taie mielul jertfit, îl simbolizează pe Domnul Iisus, care urma să fie jertfit pentru a ne salva. Din păcat, credincioșii de Fiul Testament cu cei dinainte de Hristos priveau înainte la ce trebuia să sufere Domnul Hristos. Credincioșii Noului Testament, cei de după Hristos, privim înapoi la patimile Domnului Iisus și la moartea sa pe cruce pentru noi. Când Domnul Iisus pătimea și murea în poporul sărbătorea Paștelui, Când în templul preotului trebuia să jertfească mielul de jertfă, Domnul se tingea din viață pe cruce. Mielul acela nu a mai fost jertfit. Preotul a scăpat puțipul din mână și mielul a scăpat. Astăzi nu mai jertfim nimic pentru păcatele noastre, căci cel pe care îl simbolizează și a sfârșit lucrarea de răscumpărare. În semn de recunoștință pentru tot ce a avut Dumnezeu pentru voi, pentru noi, îi aducem mulțumirile noastre și prin acest program. Seară liniștită, cu cerul senin, când cucina pregătită, Fiul lui Divin, El veni cu ai săi la masă, la locul gătit și cu Yeah.
afară s-a dus de obicei, ca de obicei, în muntele mănăstirii. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. După ce s-a îndepărtat de la ei, ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci s-a arătat un înger din cer să întărească. A ajuns într-un timp ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte, și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge, care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormit, de tristare, și le-a zis: de pentru ce dormiți, sculați-vă și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Pe golgota urcând
Pentru mine te smerești, pentru mine zdăruiești mare paiubire. Pentru mine te-ai născut, pentru mine ai crescut, rog, rog și bucurie. Pentru mine ai pătimit, pentru mine te-ai jertit, slavă, slavă ție. Pentru mine ai înviat, pentru mine te-ai înălțat, tu nu stă în cer. Pentru mine cenuriești, pentru mine îți pregătești, mare ta-i vocea fericire. Pentru mine ai întrozit, pentru mine vei veni, rog, har și bucurie. Pentru mine, Domnul meu, ești rog și Dumnezeu, slavă, slavă ție. Da, el e omul. Și astăzi, cu aceste trei cuie ruginite, îl voi atârna pe Iisus de cruce. Omul a rămas fără suflare și
copleșit de durere, a zis: Domnule, te rog, nu fă asta. L-a primit ignorat și a plecat. Of, ce am făcut? El, Iisus, răstignit pe cruce, cu piroanele mele ruginite. Omul profund întristat, cu ochii scăldați în lacrimi, a privit în depărtare pe Golgota. Gloata furioasă striga tot mai tare. La moarte! Răstigniți-l! Peste aceste strigări nemiloase, peste văietele de durere ale mamei sale și ale celorlalte femei, omul aude bătăile ciocanului izbind în cele trei piroane, cu care îl țintea pe Domnul Iisus pe cruce. Omul de la prăvărie s-a îndreptat către locul acela unde Domnul Iisus Hristos era răstignit. Se simțea atât de vinovat pentru vânzarea celor trei piroane rugite și prin minte îi se răsfăureau amintirile despre cel răstignit. Mâinile lui care au mângâiat atâția pereți, care au deschis ochii ochilor și au dat auzi auzilor. Mâinile lui care au ridicat din morți pe fiul văduvei din Nai, pe fetița lui Iair și pe Lazăr, fratele Matei și al Martei. Mâinile lui care au plâns puținile pâini din câțiva peștișori pentru a le împărți mulțimilor flămânde. Mâinile lui îndepărtat de rugăciune dimineața până în zor, noaptea până târziu, sau toată noaptea erau căzute cu piroanele mele pe lemnul crucii. Picioarele lui care au umblat prin praf de loc în loc pentru a căuta pe cei nenorociți, pe cei asupriți, pe cei bolnavi, pe cei săraci, ca să le facă bine și să le aducă vestea bună că a venit să plătească cu viața sa sfântă curată păcatul neascultării de Dumnezeu. Și picioarele sale erau țintuite pe cruce. Așa a fost răspătit Domnul nostru, care a părăsit cerul plin de slavă și s-a născut în cel mai umil loc de pe pământ. O iesle cu cea mai rușinoasă și mai dureroasă moarte. Răstignit pe cruce, încoronat cu spini, dar aude glasul Domnului Iisus, care în agonia de pe cruce, încredințează pe mama sa, ucenicului iubit Ioan, și mai aude ceva. Domnul se roagă: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Auzind această rugăciune rostită de Domnul Iisus pe cruce, înainte de a muri, pentru cei ce nu l-au răstignit, omul de la prăvărie s-a luminat la față și a strigat: Doamne, Iisuse, iartă-mă și pe mine, că nu am știut pentru ce îmi dau cele trei piroane rucinite. Și am pus să fiu înapoi, când am aflat că erau pentru răstignirea ta, dar nu am mai vrut să mi le înapoieze. Ia. De când aveam vândut acele trei piroane, mi-am pierdut pacea și când am auzit rugăciunea ta, dezvoltă din inimă plină de iubire și de iertare, mi-am recăpătat pacea sufletească. Să mulțumesc, Iisuse, că sângele ce-a pus din vina ta poate spăla pe oricine de orice vină. Spre Golgota privirea ridic, Golgota.
poate libera Hristos Andreea, cât de frumos de minunat. Când anul nou se va iubi, Duhul Iisus va reveni. De toată inima, cu dor vă cânta, cum ai atat, cum ai salvat. Yeah.
care în cer, așa de minunată ca tine, în atâta iubire și adevăr, în atâta lumină și bine. Doamne, vă știu cât de mult te-au bunut, atâta frumos, atâta jertfire și iertare, din care poarta mântuirii ne-ai făcut. Fiecare pat te atraie de înălțare, ai pus o pădurire cât crucea de mare. Ca să ne facă o poartă spre lumea cerească, sângerea pe noi fruntea ta împărăchească. Și ai purtat crunele de spin, ca să ne treci prin ea spre marele lumini. Să ne despartă de-a pământului jale, trudeau pentru noi mâinile tale, prin poarta izbăvirii, în slavă să ne scrie, palmele tale au fost prinse în cuie. Și când inima ta a încetat să mai bată, Doamne, poarta mântuirii noastre era terminată. Apoi, într-o mare înviere, ne-ai deschis-o către frumusețile divine și ne-ai chemat. Voi ce crudiți și împovăriți, veniți la mine. Ce poartă minunată, ce poartă minunată, din aur, din argint, din pietre scumpe, mărgărița cerezi de mare preț. Pentru oricine ar vrea să treacă prin ea către stele dumeți. Haideți repede să trecem și noi. De ce vă e teamă? N-au zis că Domnul ne cheamă? Ba da, vom trece toți prin ea. Dar mai întâi să ne gândim puțin. Prin poarta mântuirii, de o măreție așa de mare, cum am putut intra cu nepăsare? N-a trebuit să fim ca iar înfățișare? Ia să vedem. Iubire cât avem. Ia să ne așezăm lângă el. Suntem și noi ca adevărul la fel? Ia să ne certăm. Cât de mult ne lumină. Ia să ne privim de sus până jos. Frumosul nostru e destul de frumos? Ia să ne uităm la toți, la mine, la tine. Avem în inima noastră numai bine? Și să ne mai aruncăm o privire. Este și viața noastră o jertfire? Și să ne mai întrebăm fiecare, semănă mai iertare? Oh.
bună într-un loc unde să primească lumea de la soare. Să rude și în scurt timp avea un coș prim cu lalele, zamurile și narcize. Coșul era atât de frumos încât doamna l-a dus la biserică. Din această situație i-a înțeles că ceea ce pare mort poate să învie. Domnul Iisus a spus că moartea celui credincios este ca un somn care durează până va reveni el. Și când Iisus i-a revenit cu mărire și cu slavă, cei morți vor învia. Așa cum au așteptat acei buni să înflorească, la fel așteaptă și cei din mărire să învie. Iar cei ce vor fi în viață la revenirea Domnului Iisus nu vor mai spune. Aștept învierea morților și viața veșnică celor să vină. Pentru că ceea ce i-au sperat s-a întâmplat. Cine crede că Domnul Iisus a înviat, s-a înălțat și iar va veni, va avea parte de o viață în care nu va mai ști ce este durerea, nici închistare, nici suspinul, ci numai fericire în Împărăția veșnică. Love.
venit odată un prefinciu verge, care nu știu ce întâmpla și la bine și la rău, el spunea întotdeauna, mare este Dumnezeu. Peste țara cea anunță, rugi, cu sufletul hapsând, cumpărat din întâmplare, era tocmai un pădân, care auzând păgânul de creștin ca de creștin ca tu, ce slavă, începu să-i roage în suflet cu rătrânce în grozavă. Și într-o zi îl chemă la sine și cu gândul de mișel, îl împărătesc cu degeți, scoase un frumos inel. Și arătându-i cu gândoară, făcătorului de cruci, i-a spus, să-l iei, să-l pune, între fire să-l aduci. A, să-l pune în parate, zise Iuzeu Mântuia, fără a urca să zică, mare este Dumnezeu. Sunt cuvânt că vrea să pună, în cutia lui inelul, împăratul, s-a pus în el într-o cameră cu cer. Și scoțându-i piatra scumpă, ce orpea o săpată în care, a deschis-o cu fereastră și a smerit-o în soasă mare. I-a fost dat apoi cutia cu inelul de scumpă și a zis, poate să se vadă cât de mare de mântere. Omul a luat cutia și a fost la el acasă, a lăsat cutia închisă și s-a așezat la masă. Apoi și-a văzut de treabă, cum știa să-i facă de el, fără să se mai gândească la mântere de inel. Dar a treia zi în mântul, va să-l șteagă, văzut că piatra lipsește și-l cuprinde valelar. Când se urmă, urmă zice, mare este Dumnezeu. Dar când va afla care au oare ce voi face el? În această clipătiță, intră baba lui bătrână, cu o piatră orbitoare, crâmscata ei de mână. Ia te uită, zise zânsa, tăi peștele pe vacă ca să fac de cumpărături, am găsit această piatră. Ah, ca să spunea bătrână, nu degeaba că spun eu. La tot pasul și în tot locul, mare este Dumnezeu. Piatra ce ai găsit-o în pește este cu adevărat a inelului pe care l-am luat de la împărat. Curățând apoi inelul, duse piatra în locul ei și s-a dus la împăratul bățuindu-l cu temeri. Împărate, aduc inelul, ruginise tare, dar l-a curățat oglindă, mare este Dumnezeu. Cum tu și-ai găsit piatra? Împăratul zise tare. Când a fost de mine scoasă și pe loc felină mare. Cu vestinciu vergiu, tot ce el avea de spus, zise iar smerită bogă, ridicând privirea sus. Mare este Dumnezeu, slavă lui și în vecea mine. Și auzind acestea, împăratul cel păgân s-a făcut și el creștin.